Festivalul românesc de judo a avut loc la București weekendul trecut, fiind o competiție cu o participare numeroasă. Peste o mie de sportivi s-au întrecut pe tatami și secția de judo de la liceul program sportiv din Slatina a fost reprezentată la acest concurs de sfârșit de an. Am avut copii la categoriile de vârstă de la U10 până la U21. Am participat cu 16 copii dintre care 10 copii de vârstă U10, iar cei 4 au fost la U21. Am avut rezultate la copii U10 prin Ioniță Carmen locul 3 și Bănică Iostin tot locul 3, iar la U21 am avut pe Pârvan Camelia locul 2 și Popa Mihai locul 1. Judoca de la LPS Slatina a reușit să-și confirme astfel valoarea și să urce pe podium. În meciurile mele au fost foarte grele, dar cu mult antrenament și muncă m-am descurcat și am putut să iau locul 1. De când faci judo? De 11 ani. Și în acești 11 ani, ce alte rezultate ai obținut? Uh, mai am un loc 2, tot la festivalul de judo de acum 4 ani. Am un loc 3 la Naționalele pe echipe, tot la fel de mult, și mai am multe diplome, mai am și câteva, mai am și o cupă. Cum a fost anul 2017 pentru tine? A fost un an foarte bun, cu rezultate. Au fost meciuri grele, dar ce rezultate ai obținut? Am obținut locul 2 și am pierdut finala. Care crezi că au fost motivele pentru care ai pierdut în finala? În final m-am și accidentat la genunchi și nu prea am putut să-l foarte bine. A fost o competiție grea și primul meci și ultimul le-am câștigat și... Cum au fost adversari? Cu un an mai mare decât mine. Mai puternici? Puțin. Ești mulțumită de rezultat? Da, sunt foarte mulțumită. Aceasta a fost ultima competiție din anul 2017 la care au luat parte judocanii lui Cristi Ștefan.